Bună ziua, dragi gospodine și iubitori de mâncare bună! Astăzi vom continua seria de emisiuni în care sponsorul nostru este uleiul Danova și vom prepara două preparate foarte interesante care au specific mediteranean, mai mult spre Italia. Respectiv vom prepara o focaccia, care este o pâine italiană, așa, un gen de pizza, doar că nu are toată împlutura pe care o are o pizza normală. Și vom face o carne, vom face anume cotlet de porc în vin și aromatizat cu diferite ierburi și o garnitură de legume foarte ușoară. Și vom începe în primul rând să preparăm focaccia, pentru că este va dura cel mai mult dintre toate preparatele care le vom face astăzi și vom începe pentru ca aluatul să aibă timp să crească, să fie așa cum avem nevoie noi. Pentru prepararea focaccii vom avea nevoie de un vas în care vom pune apă călduță. Foarte important este ca apa să fie de temperatură medie, cam temperatura camerei sau cu temperatura corpului. Pentru că dacă va fi mai joasă, drojdia nu va avea destulă căldură pentru a se dezvolta, însă dacă va fi mai mare de 50 de grade, chiar 40 de grade, aceasta va distruge drojdia și nu va crește. Așa. În medie, cam jumătate de pahar de apă călduță, în care vom adăuga, atenție, sare, dar nu foarte multă, undeva jumătate de linguriță de sare. Și un moment și mai important este zahărul. Zahărul punem chiar o linguriță, pentru că drojdiile mult mai bine se dezvoltă când în apă este zahăr, adică glucide. Și vom avea un aluat mai pufos. Vom folosi drojdie proaspătă și vom pune cam 5-10 grame de drojdie proaspătă. Amestecăm bine și începem să adăugăm făina. Cu ce se deosebește focaccia de orice altă pâine? Prin faptul că are cantitate mai mare de ulei în compoziție. Însă nu punem uleiul în prima etapă, deoarece acesta nu se va dezvolta drojdia atât de bine. Pentru moment vom adăuga făina. Și nu foarte multă, vom face ca aluatul să aibă consistență de smântână, pentru că iarăși să fie mai ușor drojdiei să se dezvolte. Adăugăm 2-3 linguri de făină și amestecăm. Acest proces ne va ajuta să obținem un aluat mult mai pufos și asta folosind mult mai puțină drojdie. În cazul în care punem toată făina, acesta se va dezvolta mult mai greu și vom avea nevoie de mai multă drojdie, ceea ce înseamnă mai mult miros de alcool fermentat. Și aluatul nu este într-atât de gustos. După ce am finisat să facem această măia, o vom acoperi cu un prosop și vom lăsa în loc cald ca să crească undeva jumătate de oră, după care vom continua etapele următoare. Între timp ce aluatul nostru se pregătește, vom începe să preparăm carnea și garnitura pentru carne. Pentru acest fel de mâncare vom avea nevoie de cotlet de porc și anume trebuie să fim foarte atenți că el să fie proaspăt. Cum putem verifica dacă carnea este proaspătă? Carnea proaspătă trebuie să aibă miros plăcut, să aibă o consistență elastică și nu în primul rând contează culoarea. Culoarea trebuie să fie una roz, dar nu să meargă foarte mult spre suriu, pentru că atunci înseamnă că carnea începe procesele de oxidare. Vom avea nevoie de
7 bucăți de carne pe care le vom săra și pipera. Și vom face aceste bucăți de carne în vin alb. Vinul va da o savoare deosebită cărnii și o va ajuta să devină mai moale, având o aciditate în el. Așa. Continuăm cu piperul. Și vom pune un pic de usturoi granulat. În continuare, pentru a da un gust mai bun cărnii și pentru a păstra suculența ei, vom folosi ulei. Uleiul se pune doar după ce carnea a fost sărată și piperată, pentru că altfel nu permitem, se creează o peliță care nu permite să intre sare și piperul în, în compoziția și în țesutul cărnii. Noi vom folosi pentru marinatul cărnii uleiul Danova, uleiul rafinat. Vom folosi anume acest ulei pentru că este unul foarte calitativ, care ajută să păstreze toate substanțele nutritive ale cărnii și totodată este singur foarte sănătos. Și acum vom turna un pic de vin alb. Nu foarte mult, pentru că mai mult vom turna în momentul în care vom prepara carnea. Și o lăsăm, putem să o lăsăm în cazul în care o preparăm imediat, o lăsăm pe, la temperatura camerei pe masă. Însă în cazul în care doriți să o preparați mai târziu, o puneți la frigider. Tomato. În bucătărie este foarte important să fii foarte rațional cu timpul. Din acest motiv, între timp la noi se face aluatul, carnea deja se marinează și pentru a nu pierde timpul vom tăia legumele. Ca garnitură vom face un gen de legume sotate, un sote de legume, pentru care vom folosi dovlecel, vânătă, ciuperci, un ardei roșu și roșii sherry. Vom tăia legumele cu bulețe mășcate pentru a păstra toate substanțele nutritive din el și totodată pentru a avea un aspect îngrijit și frumos. Vom avea nevoie de un bol mai mare, un cuțit și vom începe să tăiem legumele. Vom începe de la dovlecel. Așa. Vom condimenta un pic toate legumele. Pentru a condimenta legumele vom folosi usturoi granulat. Vom pune sare. Piper. Numai decât ulei. Uleiul îl folosim de preferat rafinat și deodorizat, pentru ca să nu fie gusturi foarte stridente. Noi urmăm să prelucrăm termic aceste legume și respectiv în momentul în care vom prăji acest ulei, el, dacă va fi nerafinat și nedeodorizat, va avea un gust prea puternic. Și vom folosi pentru prelucrare termică, se folosește mai mult uleiul rafinat și deodorizat. Legumele noastre sunt deja gata pentru a fi prelucrate termic
și le lăsăm un pic deoparte și vedem ce face aluatul. În continuare ne vom întoarce la aluatul nostru, care a crescut deja un pic. Și vom adăuga uleiul și restul făinii. La această cantitate de aluat adăugăm în medie 3-4 linguri de ulei. Vom folosi iarăși uleiul Danova, rafinat. Pentru că acesta dă un foarte bun gust bucatelor. Adăugăm făină până când primim un aluat cu consistență destul de moale. Și după ce finisăm să-l amestecăm, iarăși îl acoperim cu prosopul și lăsăm iarăși pentru 15-20 de minute să crească. Și după 15-20 de minute revenim la el și deja facem ultimele detalii. După acest timp, deja au trecut 20 de minute, carnea se marinează, legumele sunt gata și deja aluatul este crescut. Putem să observăm că a crescut foarte bine. Și următorul proces va fi următor. Vom lua o tavă, eu voi lua o tavă rotundă, puteți să luați orice formă, nu are așa de mare importanță, contează să nu fie foarte mare suprafața. Vom unge un pic tava cu ulei. Cu ajutorul unui șervețel, împrăștiem uleiul pe toată suprafața tăvii, uniform. Și acum, un moment foarte important. Aluatul, mai ales aluatul care este făcut cu drojdie, nu iubește să fie foarte mult jucat cu el. Adică, din momentul în care el a crescut, pentru a lăsa toți porii de aer în el, noi nu trebuie să-l mișcăm foarte mult. Respectiv, pentru așa o mișcare simplă, vom răsturna aluatul în tavă. Vom turna un pic de ulei, pentru ca să nu se lipească degetele. Și cu degetele îl vom prăștia pe suprafața tăvii. În continuare, noi vom face o focaccia în care vom pune roșii sherry și puțin rozmarin și oregano. Vom începe de la roșiile sherry, pe care le vom tăia jumătăți. Nu trebuie să încărcați foarte mult focaccia, pentru că, până la urmă, nu este o plăcintă sau o pizza. Este o pânică cu puține ingrediente. În continuare, punem sare de mare, sare grunjoasă. Este foarte important să nu fie foarte măruntă, pentru că atunci nu primim același efect. Și nu foarte mult, așa, medie, că nu avem nevoie de o pită cu sare. În continuare, punem această focaccia la cuptor preîncălzit, numai decât să fie preîncălzit, la temperatură de 210-220 de grade. Adică avem nevoie să ia foarte rapid și să creeze o crustă și la suprafața, atât și pe desubt, și să fie așa rumână și frumoasă. O punem la cuptor acum. În continuare, vom începe cu prepararea garniturii din legume. Așa. Punem focul la intensitate mare. Nu turnăm ulei în tigaie, pentru că avem deja ulei în legume. Vom sota legume în cantitate destul de mică.
pentru ca să fie aceste ruminite uniform și nu, să nu fie muiate. Și acum... aruncăm legumele. Potăm legumele până când acestea devine rumene, dar totodată sunt crocante în interior. Am finisat cu legumele și acum începem să preparăm carnea. Pentru carne vom avea nevoie de o tigaie, pe care iarăși o vom înferbenta foarte tare. Așteptăm puțin până când se înferbântă. Carnea noastră s-a marinat aici ceva timp și este deja perfectă pentru a fi gătită. Acum luăm carnea și o punem pe tigaie. Important este momentul în care se gătește carnea să nu fie întoarsă de foarte multe ori. Carnea, de fapt, trebuie să fie întoarsă doar de 2 ori. Din ce motiv? Pentru că este nevoie să se creeze o crustă anume și această crustă se creează doar în momentul în care este contact direct cu tigaia, doar o singură dată. În momentul în care întoarcem de 10.000 de ori carnea, crusta aceasta nu este la fel de aurie și frumoasă și uniformă. Deci trebuie de avut un pic de răbdare. Dacă și vă aveți frică că carnea se poate arde sau să nu fie destul de rumenă, puteți un pic să o ridicați și să vă uitați care este situația, dar nu o întoarceți complet. Așa. Întoarcem și cea de-a doua bucată de carne. Crustă frumoasă avem. Și încă o chestie foarte importantă despre carne. Carnea are așa o prioritate de a se găti după ce, în interior, după ce a fost scoasă de pe tigaie. Din motiv că temperatura la suprafață cărnii este foarte mare și respectiv în momentul în care noi o gătim, temperatura nu ajunge până în interior într-atât de rapid. Însă, în momentul în care noi scoatem carnea de pe tigaie, temperatura încă este foarte mare la suprafață și se gătește treptat în interior. În acest motiv, pentru a nu fi prea uscată carnea, este nevoie să, să nu o usuci foarte mult în momentul în care o gătești. Acum vom adăuga vinul și vom lăsa un pic să se înnăbușe carnea în vin. Așa. Punem temperatura un pic mai mică. Așa. Și tot aici, la vin, adăugăm roșii sherry. Așa. Și vom face un sos de roșii sherry și vin. După ce un pic s-a evaporat alcoolul din vin, vom adăuga puțin zahăr. Nu vă fie frică că adăugați zahărul lângă carne, pentru că nu strică absolut cu nimic. Chiar o va ajuta, va ajuta carnea să obțină o crustă mai frumoasă. Am folosit
folosit pentru această rețetă anume roșii cherry, pentru că ele sunt mult mai dulci. Mie de multe ori îmi place să zic că roșia cherry este o, cum ar fi o roșie mare, doar că este concentrat tot gustul său într-o roșie foarte mică. Și respectiv dă un gust mai bun și balancează mai bine preparatul. Și totodată chiar și ca aspect arată foarte bine. Eu cred că este timpul să stingem focul. Roșiile cherry sunt deja gata. Carnea la fel. Și vedem ce face focaccia. Focaccia noastră este gata. O lăsăm un pic să se răcească. Este crocantă, pufoasă. Și în continuare vom începe să aranjăm farfuria. Carnea a fost deja preparată, legumele la fel, focaccia numai ce am scos-o din cuptor este încă fierbinte și foarte rumenă și crocantă și vom începe acum finisajul farfuriilor. Vom avea nevoie de două farfurii. Pentru început vom pune garnitura. Să observăm că carnea este gătită perfect. Este suculentă în interior, dar totodată nu are secțiuni crude. Vom completa farfuria cu ajutorul roșiilor cherry și a sosului de vin. Așa, turnăm un pic de sos de vin peste carne. Și ca o finisare perfectă pentru aceste două farfurii va fi focaccia, care vom tăia triunghiuri. Trebuie să observăm că este moale în interior și crocantă de sub și sună crocant. Vom tăia triunghiuri. Astăzi, cu rețetele noastre, dorim să vă propunem o cină completă. O cină completă pe care o puteți face persoanei voastre dragi ca surpriză. Și ea merge perfect cu un pahar de vin rece la pentru fiecare persoană. Și vă dorim poftă bună și toate cele bune. Totodată le mulțumim partenerilor noștri Uleiului Danova și studioului Lo Chef, care ne-a oferit această frumoasă locație pentru a filma emisiunile noastre. Tomato.